Bună, Ioan, vă salută din nou. În acest videoclip o să vă arăt cum am făcut o nivelă cu bulă de aer care nu a fost magnetică. Am făcut să fie magnetică. Cum? Foarte simplu. Am lipit în interior, pe partea asta, se poate pe ambele părți, de fapt, magneți. Condiția este să fie magneți foarte puternici. Am dat jos dopurile și am lipit în interior magneți. Atunci nu am găsit nivelă la dimensiunea asta magnetică și am dorit această marcă. Dar pentru mine nu este o problemă, am rezolvat problema cu magneții. De obicei, o să vă arăt pe asta mică, magneții se văd. Pe asta nu se vede pentru că nu este construită pentru a fi magnetică. Deci, cu ajutorul acestor magneți, am făcut-o să fie magnetică. Foarte simplu. Și aici am lipit și dincoace. Am să montez dopul. Foarte simplă lucrarea. Sper că acest videoclip o să vă fie de folos. Se poate aplica la orice nivelă cu bulă de aer. Sau la aproape orice. De ce? Pentru că la asta nu se poate. Că nu am cum să, numai dacă aș freza și... Dar nu. La astea, în general, care au acest corp de aluminiu gol, se poate monta sau lipi magneți. Condiția este să aveți magneți foarte buni. Ioan vă mulțumește pentru că ați vizionat acest videoclip și sper că o să vă fie de folos. Puteți să aplicați această metodă pe orice nivelă care are locaș aici. Adică ideea este să fie loc liber, să puteți să lipiți magneții. Ioan vă mulțumește și vă dorește o zi faină.